Băi, chat, tu mergi mai prost astăzi, chat. Chat, tu mergi mai prost astăzi, chat, să mă bată mama, ești nebun. Să mă bată mama, ești nebun. Astăzi eu mergi mai prost. Salut, băi, cre, salut, Ștefan, salut. Râzi. Turzias, Diesel, salut, salut. Bă, o mergi mai prost, chat, că am uitat să pornesc live-ul. Au început toate feluri de mesaje de alea să curgă pe acolo, pe Facebook. Și când mă uit la ceas 8 și m-am uitat să pornesc live-ul, stai și... Am mai reprogramat un pic, am mai dat cu 6 minute, așa și am dat drumul direct. N-am mai așteptat, aia vă pup, vă pup acolo, salut, să trăiți, să salut la toată lumea, vă pup. Sper să meargă cum trebuie. Aseară un meci mai prost am avut. Ce pot să zic? Nu știu dacă se aude. Ziceți și voi dacă se aude sau nu. Zice și voi acolo ceva în chat că nu pricep dacă se aude sau nu. Și am scăpat bidonul de suc jos. Flamingo Spring 2, salut, să trăiești și te pup. Bine ai venit. S-a dus dracu. Se aude, se aude, am înțeles. Astăzi facem partea a doua. Până o să-și revină el, până o să treacă de un anumit număr de cabițute, dacă acum dai un refresh la YouTube, o să ai totul cum trebuie, dar depinde, vedem. Uite, acum a făcut un mic buffer mai mult. Să faci pană la teren, te pup, Geo. Aseară am văzut că ai avut un meci mai prost. Cum acasă, da, frate, acolo s-a dus, o deraia tot. Da, ciudat tot fost. Că două erau pe parte, două pe cealaltă parte, două erau pe parte, două pe, erau pe parte cealaltă. Doar așa erau locul astea, cum îi zice, vagoanele, vrei să te mint? Acum o să fie mod lejer, calm, deci nu o să facem... Nu se face, noi suntem tare. Ca seara am tras un pic tare de el ca să termin și eu. Da, asta e. N-a mers, n-a mers. Asta e viața, se mai întâmplă. Nu e problemă de război. Știi cum se zice? Să vedem ce iese. Adevărat, să vedem ce iese. O, să trăiască Iachi, te pup, să trăiești. Haide! Sentimente de iuși. Să mi dacă se aude muzica. Sau trebuie să o dau mai tare. A, uite, acum și-a revenit YouTube-ul. Se aude, dar se aude prea încet, nu? Zic și eu. Nu mergi mai prost. Aici, că imediat mixer. Gata, chat. Sperg, salut, să trăiești, te pup! Ce mai faceți voi, ce mai zice, ce mai...
Ce ați făcut în prima zi din săptămână, luni? S-a trezit și robotul până la urmă, că na. Am înțeles. Să vedem cine, pe cine a trădat șmecher melodia asta, deci bun. Mamă, dacă m-am luat direct cursul și cam atât, am înțeles. Mamă, dacă m-am luat direct, n-am uitat și de live, și de, eram pe... Eram pe asta, cum îi zice, pe... cum îi zice? Eram, stăteam frumos pe Discord, mă uitam la... Am stat de vorbă și cu niște colegi. Bună, Nea Cornel, se pare că ai ajuns cu bine, o să lași toate gazurile în Brăila. Ok, mersi. Și plecare la Shiob, normal. Se aude, nu? Bun, hai să pregătim locomotiva. Trage și o bobică pe lângă noi. Anulăm DSV-ul. Avem roșu în față. Băgăm ventilație, compresor frumos. Băgăm cheia tot înainte, regim de tracțiune tren, frumos, izolăm indușii, că nu jucăm cu induși, frumos. Dăm un claxon la bobică, pornim și noi astea, așa, rapid, pe modul rapid, frumos, bam, bam. Luna sala mașini, la 8 și la 8 plecarea, așa, elemana fac cabină, nu ne trebuie. Încălzire tren să fie cald, că plouă afară. Oprește ventilația și pornește doar la plecare. Cât cert. Asta zic. Ăsta e spiritul cert, ăsta e spiritul. Mai avem de așteptat încă vo 6 minute maxim. O, dar cine vine aici lângă noi? Un LDH. Un LDH chat. Un LDH a tras aici lângă noi. Timp de reacție 26 de secunde pentru viteză. Pentru V1 și V2. O să treacă un DEA de călători pe lângă noi. Pornesc încălzirea ca să nu-mi fie frig. Ia uite. Hai noroc cu metre. Ia uite, călătorii. Ați, și am închis și geamul. Frumos, avem induși activi, izolați induși în momentul de față, deoarece na.
E interesant. Hai să ridicăm și pantograful frumos, să fie totul corect, aferent corespunzător. Și stăm pe spate, chat. Stăm pe spate până la și 8 minute. Până când trebuie să plecăm. Mă, du tu, hashtag like la fratele suspect. Te pup, să trăiești, te pup, te pup, te pup. Te pup, bossule. A, uite, deja ne-a dat acolo frumos galbenul. Stă pe spate, chat. Bă, dar cum se face de vezi tu mesajele de pe chat înaintea mea? Păi, na. Un meci mai bun de data asta la internet. Nu mai zic nimic. Mai stăm aproximativ 2 minute și plecăm. Meciuri bune și proaste, adevărat. Pantograful e ridicat, băi, care mai trebuie să-i dau conectare. Dar îi dau conectare la și 7 pe atunci, știi? Să fie totul pregătit la și 7. 7 și câteva secunde. Acolo. După aia scoatem frână. Și aia e. Te-am băgat pe octograful cu metre, stai cu metre. Uite, frate. Uite, pe octograful ridicat. Băi, alo, ajutorul. Uite de pe monitor că descarci bateriile. Gata, chat! Am plecat! Julian, salut, să trăiești! Bă, să tragă mata de naibot prost, care dai timeout-uri așa în pulea, fără rost. O să se facă un pic de speeding, dar până își reglează el viteza.
Acum se înconvoie șarpele, bă, băieți. Facem un train spotting la plecare sau? Ceat șarpele, ești de bun? Mire sugiu e de pă! Salut! Cheptă foie de pă! Adică roz pătrate, că n-am înțeles să fac faza asta. Ce arbă frumoasă, da. Gata, ce ridicăm în 80 și îi dăm. Gata, ce și acum haide! Hai să-i dăm. Oh, blurs! Ce zici, bă, tată? Ia uite, bă! Gicule, ce fac, drac? Ai trecut pe aici, dracu, pe trombul. Ești cu de-astea, cu nebuneli. Hai chat, face și noi acolo un 50 de like-uri ca ieri. Chat, nu mai scrie nimeni, să vă trească vouă, bărbații. Punct, am înțeles. Sorin Ivana, salut, să trăiești. Unde pe ecran? Că nu înțeleg ce fac. Pe ecran tot Braille a rămas, adică...
Dar unde te referi? Că nu înțeleg asta. Unde te referi pe ecran? Să trească Robo! Ce se petrece aici? Facem și noi un... o parte, partea a doua la scenariu. Facem și noi partea a doua... marfă de la Băpeni către Barbaș. Păi Brăila, marfă, linia 5. Trebuie să o opresc acolo. În 500 și ceva. Vezi eu, băi. Mamă! Putu-ți gura, măte! Mamă, cum mi-a dat-o direct în spate! Am făcut... V2-ul și când am frânat un pic mai tare m-a lăsat un pic mai în față. Am crezut că mă duce imediat. Una, două. Out. V2. Frumos. Urmează 70-ul. Ba da. Nu știu de ce am frânat aici așa cu ăsta, zi. Cu reostatica. Pe bune, nu știu ce a fost în capul meu, drobă. Nu merge mai prost.
Am înțeles Robocop. Am înțeles. Ce ne place Trainspotting-ul. Ne place, ne place. Da, tata, te ieșim de pe bughiuri. De pe măcaze. Și după aia, înaintăm ușor, ușor, în 71 la oră. 70 out, hăți. Ce-ai speeding cu aia, ești nebun? Nu știu, robo. Întreabă-l pe ea, GM. Asta. Eu n-am nicio vină. Gata, mă, chat, a revenit. Mamă, s-a pornit iar un vânt afară. De acum trebuie să vină zona neutră.
Cam așa ceva. Stai așa un pic. Stai așa un pic. Două secunde. Ca să nu mă ia zona neutră, dacă vine zona neutră, că știu că pe aici trebuie să fie zona neutră. Da, unii crucea mătie zona neutră. Nebună. Ia stai așa. Sunt pe la Ianca. Uite, după asta vine zona neutră. După ce trec de focul ăsta. Da. După Ianca avem și zona neutră, dacă nu mă înșel, după curbă.
Bă, ce se întâmplă, măi? Uși. Au, de Farming Simulator, mă, tatăl. Mamă, dar e mare mâncație și auzi cum nu ne ajunge până pe aici. Așteptăm zona neutră acum. Am zis de vreo 10 minute, e nebun. Că vine zona, vine zona, vine zona, n-a mai venit zona. Aseara a venit mai repede, că i-am dat la... I-am dat jar la locomotivă de... Săreau pare la combină. Acum nimeni nimic. Deci că a dispărut zona neutră. A, vine și aia, e problema. Parcă vezi că ne surprinde cu un dribbling și apare în față. Este mic. Zice, băi, jegule, deconectează disjunctorul în pula mea. De pe butonul ăla ruș. Ia uite, ce ziceam? La prima zonă neutră, la prima zonă neutră. Ca să știi. Ne îndreptăm către Urleasca.
a făcut de pe directă. Nu știu dacă am trecut de portal. Da, am trecut de portal, trebuie să ne întâlnim cu el. Intrarea pe abătute. Bun. Ne vedem. Salut Florin Popa, să te rog să trăiești. Bage o dedicație. Link în descriere, frate. Știi la ce mă refer. Altfel, așa, fac dedicații pentru fiecare. Salut, mă auzi, salut, să trăiești. E tare scenariu, adevărat.
Gata, chat, n-am mai deraiat aici. Faza asta n-am prins-o. Sunt da, dai, mersi frumos, Florin Popa, te pup. Mersi. Să-mi zică și mie cineva câte like-uri avem în moment de față, per total. Dacă avem 30, stăm pe spate. Stăm pe spate, chat, stăm pe spate. Dacă facem și 50 la acest live, ar fi bestial. Dacă nu ai 31, 1, am înțeles. Ăla nici nu se pune, vrei să te mint? Ăla nu se pune. Ăla nu se pune, uitați. 31 cu 1, 29, 31, în fine, 31 cu 1. Le-am dat, de bun la cap, le-am dat cu 31 cu 1. Ai problema. Vă mulțumesc la toți care stați aici pe live alături de mine pe tot parcursul live-urilor pe care le-am făcut până acum. Mersi tare mult. Suntem puțini, dar bine, bun. Suntem puțini, dar bun. Mai bine câte un zăpace și mă mai suge câteodată, dar asta e. Pentru ca seara ia GM-ule, i-am dat atât de tare, i-am dat până în 99 de kilometri la oră, 0,4, și probabil a trecut ăsta, jegul ăsta care a trecut acum pe lângă noi, cu CFR-ul, plin cu CFR-ul, cu asta, cu călătorii. Și era făcut ăsta, cum îi zice, zi, macazul pentru el. Și din cauza asta am deraiat. Că faza asta n-am prins-o, deci până aici n-am ajuns. Da, a trecut, ea e interese, da. O trecut prima dată, ca să zic așa, ca un fel de bobică. Și după aia un interregiu. Și când am plecat de acolo, a trecut un de asta, cum zice. A trecut gicul cu petrolul. Deci a trecut 3 locomotive pe lângă mine acum. Pe scenariul ăsta. Deci totul e ok, totul e clean. Aseară un meci mai prost, că am vrut să mă grăbesc. Am vrut să stau până undeva până la ora 1-2, să fac ambele scenarii. Și un meci mai prost. Asta e. Deci a trecut ea cu etajatele și după el a trecut cu un... Da, mă, frate, da. A trecut 3 trenuri până acum, deci a trecut Gicu cu petrolul, a trecut ăla iau cu etajatele și apoi după aia Interregio. Pe lângă mine. Deci sunt 3 până acum care au trecut, plus ăla care care s-a dus cu călătorii care de la început, ăla de au respectiv, LDH-ul care a fost lângă mine, Bobica care a venit pe parcurs. Băi, e, să știi, e ceva complex. Eu ți-am spus, după... Acum mi-am dat seama de ce și cum ai vrut tu să faci scenariul ăsta. Salut, Constantin Sorin. De ce mergi cu pe firul 2? Pentru că pe firul 2 m-a băgat. V1. V65. Am făcut și 65. Așa m-am băgat de pe scenariu, ca să zic așa. Și...
Acum am înțeles de ce ai ales tu să-l faci în două părți și nu pe free room. Dar ar fi mers gen pe free room, luai locomotiva asta, luai locomotiva asta, o puneai undeva din depou, ăștia veneau cu locomotiva, ambele locomotive diesel. Coaie, cum dracu nu s-a respectat că-s pe firul 1 în pula mea, ești prost? Nu-s pe V2, pe V1, prostule. Mă, ce handicapat de joc, am făcut 65-ul. Ești retard. Gata, ce am făcut și 30. Frumos, când schimbăm pe aici. Cel mai greu la un scenariu e de să testezi dacă, de exemplu, ăla nu merge bine, trebuie să rezolvi problema și după iară trebuie să testezi de la început. Păi asta zic că n-a... Nu știu. Încearcă și tu să le faci. Încearcă și tu, oarecum. Ia exemplu de la Zalinka, de la Eddie, de la Robo. Pentru că Eddie și Robo și Zalinka lucrează la un scenariu, vrei să te mint, o lună și ceva de zile. Și când apare, zic așa, un exemplu, că nu știu cât lucrează. Lucrează la un scenariu o lună de zile. Și că, da, și când iese? Și când iese scenariu, e top. E top, vrei să te mint? Păi, au trei rânduri de creier. Păi, de ce sunt trei până acum? De ce sunt trei până acum? Zalinka, Eddie, Obretin și Robo 374 sunt trei care au trei rânduri de creier. You know? Măi, am dat un exemplu, Robo, nu mă înțelege greșit. Nu mă înțelege greșit. Eu am dat doar un exemplu. Nu știu cât lucrezi tu la un scenariu, gen pe free room, să faci toată activitatea, plus voci, plus etc, știi? Nu pot să... Nu știu, nu sunt eu la calculator, și ce zic? Nu că ești pirea pule, e AGM-ul, acum te-ai făcut tu, n-am nicio treabă. Dar... Încearcă și tu să faci chestiile astea, știi? Bă... Stai! Bam, 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 bam! Mai iau o parte de la Zalinka, o parte de la Eddie, o parte de la Robo, bam, 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 frumos! Lejer, cât de cât. Că asta înseamnă. Că și meseria asta este o meserie cu scenariile și ce se poate lua în considerare. Așa că, enjoy, poți să lucrezi 2 săptămâni, 3 săptămâni și bam. Când dai un boom, îl dai. Te mai ajută. Te mai ajută Eddie, te mai ajută Robo. O treabă cu niște idei. Adică, na. Că n-are cum. Nu știu, faci cum crezi, dacă iese ceva în plus, Doamne ajută. N-am nimic amportivă, nu trebuie să pui tu întrebare, trebuie să faci tu, adică trebuie să... Bă, e bine să fac asta sau nu e bine să fac asta, știi? Nu știu dacă Robo mai lucrează la un scenariu acum.
ca să zic așa, de la bombă, de care și eu. Sau s-a, ca să zic așa, a tras un pic pe dreapta, nu știu cum are. Eu doar îl întreb, știu că e de obletin, e într-o creație de aia mare. Am văzut acolo pe live la Tata Bandit acolo frumos. Bravo lui. Mă bucur. N-am mai băgat activități, lucruri la materialul rulant acum, am înțeles. Mă, de pe aștept să mai iese câte un scenariu de la bombă, bă, băiatule, bă. Cel puțin ăla care mi l-a dat tu, robo, vrei să te mint? Ăla care mi l-a dat tu, robo, cu... Bă, vedeți că ardeți ca șovolanii, bă! Haide, ăla a fost cum, frate, ăla mi-a plăcut, ești de bun. Ăla a fost forță, vrei să te mint? Așa, frumos. O, e din momentan, nu mai face scenarii pe rutele de RS. Stai cu minte, ia geme, că nu știi ce se întâmplă, știi? Adică, na. E nou? Stai cu minte. Știi cum se zice partea asta? Lucrezi așa pe șuștache. Pe... Pe surori încet. Hâț. Mai apare câte ceva? Nu poți să știi. Dar știi cum se zice până la urmă? Bă, important e că noi, ca să zic așa, noi românii am adus undeva jocul la un alt nivel. Și nu cum zic unii, când mai e până la Brăila, cam 16 km. Nu cum zic unii. Ia zi tu, robo, cum e? Stricăm jocul, vai de mine, stricăm jocul. Zic că cine-i bagă în seamă. Nu, dar zic așa, ca idee. Stricăm jocul, domnule, stricați jocul. Stricați jocul. Ce joc să stricăm, frate? Aducem un plus la jocul ăsta. În loc voi să vă bucurați, bă, uite, au implementat băieții. Bam, 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 uite, au implementat voce acolo, frumos. Aute, mă! Bravo lor! N-a zis nimic. Dar e oarecum urât.
Știi ce zic? E urât. Când faci o afirmație de gen. Aveam iar declivitate de 1,5, 1,4, hai că descrește la declivitate. Imediat ajungem și la Brăila, la marfa linia 5. Apoi după aia facem aici decuplare. Stop la Brăila, la marfa linia 5 iar, what? Linia 6, Barboș. După aia ne ducem către Barboș. La Barboș decuplăm ce mai avem și după aia trebuie să ne cuplăm și ne ducem niște pasageri către Galați. Deci totul, forța până acum merge ca uns. Am încet, faceți și noi 50 de like-uri sau... Că vreau și eu 50 de like-uri acolo, să facem 50 de like-uri și aia e. Nu știu care se află pe grupul nostru de trenuri acolo, Tren Simulator România, să dea și el un share la acest live, mulțumesc frumos. Aș aprecia foarte mult un share de la voi, de la fiecare. Și m-ați ajutat pe această cale. Ce, mă baga pe directă sau? Da, mă baga pe directă. Bun. Totul este perfect. Mă baga pe directă. Mulțumesc frumos, IAGM. Și care mai dați acolo pe toate nebunilele de... Aici mă bagă pe abătută sau tot pe directă? Mă bagă pe directă, bun, totul bine. Până aici, până aici totul bine, tot, până aici totul bine, bravo. Și mai avem 9 km până la Brăila. Ne aprinde și noi o țigară. Uite, ăsta e resturnat aici, au direct aici. Curat. Frumos așa, frumos așa, îmi place. De 7 persoane pe live, dar nimeni nu scrie ceva frumos, adică chiar dacă nu-mi place. Îmi place că sunt de 7 persoane, dar nu scrie nimeni.
Păi știi după semnal dacă te bagă pe direct sau bătută. Asta trebuie să mai învăț. Asta trebuie să mai învăț. O să stau eu de vorbă odată cu tine. Cu semnalele cu astea și... Da. Dacă te băgă pe abătut aici, ai galben clipitor. Galben, galben sau verde, sau galben verde, următorul. Am înțeles. Avem 5 km și ajungem la Brăila la Marfă. Înainte de a intra în gară, în Brăila Marfă, știu că aveam acolo o reducere de o restricție de viteza de 30, avem viteză stabilită de 30 pe intrare. Ionuț, te să salut. Alex, tu, salut. Mersi frumos de like. Kilometri și avem viteză de 30, reducem viteza ușor, 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 să ne putem băga la, după semnal, după doilea, după primul semnal care l-avem aici, dăm pe Vimpus, punem Vimpusul pe 30, să fie totul bine. Galben clipitor. Ne va baga pe abătută, dacă nu mă înșel, la partea asta. Ai venit și tu, Alex, YouTube, să zici că... Chestia asta, în loc să... Bă, aia... Nu știu dacă ești acel Alex YouTube de pe... De pe canalul ăla.
De pe canalul Total Value. Îmi place sunetul ăsta. Eu știu, frate, cum se face în viața reală, eu respect oarecum jocul și toate astea. În sfârșit ajungem aici la Brăila după oarecum o oră. Am ajuns și noi la Brăila Marfă linia 5. În sfârșit. Ia să scoatem eu ușor ușor din pusă. Uite ce ne așteaptă acolo în gară, ne așteaptă un dead tot de marfă. Frumos, frumos, frumos. Îi dai și noi un claxon. Un flash. Să fie acolo. Îi dăm până semnal. Vezi cu abătută la Brăila. Adevărat și asta, au uitat acolo. Dita mai... Asta e marfar ca lumea. E și el băiat. Numai că noi, ca să zicem așa, noi abia acum intrăm oficial, ca să zic așa, în Brăila. Pe punctul de intrare. Auzi. Deci noi suntem mai lungi ca el. Apoi cum a zis și Alex Pidi acolo un ciu-ciu, te pup, te pup să trăiești, binevenit, tată. Dea unicom traznic, da, 041 unicom traznic, da, da, da. Îi dăm frumos până semnal. Și oprim până semnal acolo, îi dăm pe L1. Frumos, să se oprească ușor până semnal acolo. F2 înainte de decuplare, da, da, da. Ne mai lăsăm un pic de viață la locomotivă. Ca să putem opri frumos, până în semnal. Oficial am intrat cu toată garnitura în Brăila. Bam, 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 bam.
Am intrat în Brăila chat. Și după cum ne-a spus acolo și ea, GM Trainspotter, Trainspotter, what? Bun, apăsăm aici un F2. Save progres curent scenariu și acum ne ducem și decuplăm de aici. Deci aici am un fel următor. 0, 1, 2, 14 vagoane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Deci cam astea ar trebui să le scot de aici. Practic. Să vedem dacă e bine și ne dă și bifă. Ia să vedem. 3, 2, 1. Bifă, you know? Brăila marfă, linia 5 din nou. Da, Cornela e liber cu ieșire pe abătută. Ok, bun. Am făcut și bifa următorul. Barboș. Ia uitați, rămân aceste... Bun, 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 până acum, bun, a mers totul ca uns. Până în momentul de față a mers totul ca uns, decuplări, plecare, toate alea, a bătut acum în momentul de față. Deci că-s comentator de fotbal, să mor de temint, facem acest live de trenuri. Comentăm fotbal, pe fotbal, frumos. Facem aici un dribbling la capix. Brăila trece pe lângă el. Ne îndreptăm frumos, frumos către Barboș, linia 6. La linia 6 aici trebuie să oprim, apoi să decuplăm. Apoi după aia mai avem câteva task-uri de îndeplinit și apoi o să fie nebunie spre Galați. Doar cisternele sunt pentru Barboș și gasul a fost pentru Brăila la port. Am înțeles, deci aici e work day to Brăila la port. Știu sigur asta, deci pe aici e Brăila la port, dacă nu mă înșel, pe partea asta. Nu știu dacă mă lasă să mă duc. A, uite aici. Work day to Brăila la port. Avem chat 80. Ne îndreptăm ușor, ușor către Barboș. Cu viteză. Îi mai dăm un pic de regaz la această locomotivă plus vadea. Gata, chat. Haide, chat, faci și noi 50 de like-urile alea, mă, mucavaș. 50 de like-uri, tata, 50, 50, 50, 50, acolo, să fie bombă, să fie sumă rotundă. De fiecare dată la trenuri să facem 50 de like-uri.
Acum se simte că ia viteză locomotiva. Că mai avem oarecum nici jumătatea din ce am avut înainte. Trebuie să mai dau un pic de răgaz la locomotivă să prindă fix 80. Dăm aici un claxon să fie totul bine. Stai să zic ceva. Ok, spune. Ca să fie mai repus scenariul când trebuie frân. Nu știu dacă se face așa ceva pe... Nu știu dacă se face așa în viața reală. Cu trei coarne, cu... Avem și zona neutră, opa, avem zona neutră, chat, avem zona neutră, chat. Intrăm în zona neutră, imediat. Gata, chat. Am păcălit și zona asta. Nu mergi mai prost. Pentru zonă, nu mai zic nimic. Încă 14 km, chat, și ajunge la Barboș. Facem acolo un, dăm acolo un gol și la Barboș, să fie totul treabă. Și după aia mai vedem. Pisi forma, salut drum, mersi frumos, te pup, să trăiești. Bine venit, tată, bine venit. Așa mă, chat. Și vezi că vine gerul. A fost deja la noi ger, vrei să te mint? Da, minus 20, na, poate în alte părți, dar la mine, na. Mai încolo un pic. Verde, adevărat că verde.
Încă 10 km, chat, încă 10 km până la Barbaș. Cine e AGV? Cine? Verde din nou. De acum stăm pe spate. Am înțeles. Este varianta prin tunel de la Galați la Brăila, nu știu. Avem 90 chat, avem 90 chat în față. O să fie nebunie pe chat. O să fie nebunie. E nebunie, băi, chat, vrei să te mint? Deja pregătim aici 90, să fie pregătit. Să fie nebunie. Să-i dăm tare. Până la Barbaș. Let's go, boys. Let's go, boys, let's go. Avem verde în față, plus viteza de 90. Mergea și cu 110. Dar respectăm. Ce pizda, măti, te-ai schimbat imediat, futu-ți morții, măti.
Ați văzut chat? Respectăm. Din 90 s-a făcut 80. A fost doar un pic de distracție, un moment, un meci mai prost. Trebuie să facem și 70. E făcut. Hai că imediat vine Barboș. Adevărat. Pe galben clipitor să faci V1 și V2. Mamă, dar am un pic de... Salut Zolinca, te pup să trăiești. Salut Costelă. Scenariu vezi că îl iei de la IAGM dacă vrei. Am ajuns la Barboș.
Ce pula mea, o luam foc acolo. O luam foc așa pe aia. Incendiar, da, adevărat. Decuplează de la toată garnitura și de la de la roate. Facem un save aici. Așa, bun. O, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus 12. Trebuie să fie 13. Nea Cornel, ai nevoie, e nevoie de tine la filiesa defectată locomotivă de la unii râși și până vine alta din Galați, face prea mult întârziere, așa că ești rugat să mergi, să duci tu trenul până la Galați. Adecat. Bro. Care ești, mă, Albert? Coai, de unde veni să vă trească vouă, bărbații? Coai, de unde veni să vă trească vouă, bărbații? Mă, adevărat, de unde veniți? Să vă trăiască vouă. Zici că sunteți rupți de viață. Adevărat. Părerea ta este proastă. Ca să știi de pe acum. Păi, Albert 09000. Cum ai tu numele? Albert 09000. Ești nebun? Ăsta e nume? Stai de-a cu minte. Nebunule. Adică tu suport a venit la mine pe la evenimente. Păi normal.
E rup, mă, e rup, n-ai... N-ai cu cine. Ieri a venit Ghost X, astăzi a venit Albert 09000. Da. Nu mai zic nimic. N-ai, mă, n-ai cu cine, n-ai. O să trăiască ție. Eu vă întreb de unde veniți, mă, de unde veniți? N-are, mă, voie omul. Mișu, salut, să trăiești. N-are voie, mă, omul să mai se mai joace, că... Că na, că-ți vine băieții și te critică pe live. Că ai, vezi, zi-mi pula mea de treaba ta și plimbă ursul. Du-te, dracu. Că mai enervi. Ia zi, Mișule, cu ce... Dar dacă e de altceva... Că n-am chef de glume, dacă e ceva serios, de bine, dacă nu, nu. Bine revenit, AGM. Păi dacă ai scenariul acela tampon chitila, complet, așa. Dai voie să pun un link pe chat. De la ce? Păi probabil n-ai făcut un tax, frate. Probabil n-ai făcut un tax care trebuia neapărat. Nu, frate, tampon, o zis că el are deja tampon chitila, îl are complet, dar... Na.
Nu mai scrie cu litere mari, Mișule, că te arde robotul. Mamă, tu m-au pus ăsta de la filiaș ca pixef, ești bun. S-a terminat. Forță până acum.
Mai lipsește content, frate. N-ai, n-ai cum. Ce n-am făcut, mă, bine? Cupledul așa... 1, 2, 3, 4... Back of player. Ce-am făcut chestia asta? Da, nu se pune efectiv bifa. Ia să dau eu un save iar aici. Dăm un quit și revenim imediat. Să vedem dacă se pune așa. Nu, ca feature mai fail oarecum. Care-i baiul? Băga-mi aici pula mă ta.
Zici tu că s-a dus pe pulă de scenariu? Nu aș crede. Nu urmă mai încep, frate. Ăsta-i spiritul chat. Ăsta-i spiritul chat. Ăsta-i spiritul chat. Chat, ăsta-i spiritul chat. Ăsta-i spiritul chat, nu mai zic nimic. Haide să mergem spre Galați. Hai să mergem spre Galați. Ce pula mea cu aia, e futus din juncturul, mătii. Mi-l pupi tu, mi-l Zalinka. E forță ăla, băi, Zalinka. Ce mi-ai trimis tu pe Facebook acolo, te pup. Eram în live atunci. Cum dracu să nu am aer, ești nebun?
Dar mă, pizza mamele de ce-ai făcut. O, mergi, mergi așa, dă-l-n pula mea. Apăsa capa, am apăsat capa de la început cu aia mea. Să străiască ție, bărbați. Am înțeles, Alinca. Hristos, om, mate, să-ți fut.
Ba, băiatule, m-ai zăpăcit cu schimbarea asta. Petrache, salut, să trăiești. Da, uite, iar 50. Ce speeding gain dau eu la locomotiva asta? Ce viteză cu aia, că îți fut o viteză în gură, numai viteză. Treizeciu? Da, trebuie să facem 30. 4 are scenariu. Da. Undeva, cam pe acolo. Și am ajuns și la Galați, linia 1. Chiar am ajuns la Galați după 4 ore de scenariu, 2 părți. Forță. Scenariile o să le iei de pe grupul 3 Simulator România. Dar îți trebuie și content, îți trebuie toate alea, trebuie să le ai toate la zi. Deci, nu știu cum ai să joci tu fără content. Dacă tu zici că nu-ți merge tapon chitila, ca să zic așa. Da, pe asta. Adică, na. Felicitări, ai terminat scenariul cu succes. Scenariul complet, mă, frate. Le postez eu mâine, am înțeles. Că azi nu am chef. Dacă ne ducem aici pe standard. Marfă de la Boben către Barbăș,
partea 1 și partea 2. Bifă! Nu mai zic nimic. Deci... De acum o să las fiecare scenariu care o să le fac aici la favorite. Că vreau așa, ca mică idee. Aute, și mai am pe aici. Aute, bifă, 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 bifă. Așa. Bă, fraților, ce să vă zic? Mersi frumos de cele 44 de like-uri adunate. Acesta a fost live-ul în seara asta. Este ora 10 și jumătate. Noi ne vedem mâine la convoi oficial România Elite. Două bife, nu mai zic nimic. Easy, peasy, limon, squeezy. Știi cum e. Eu ce pot să vă zic? Nu uitați. Am aici să lăsați un like la acest video. Dați și voi aici un like la acest video. Dați și voi acolo un like la acel video și un comentariu. Noi ne vedem pe mâine la un nou live. Eu v-am pupat. Numai bine. Baftă!